Ce s-a de rezistență? Pentru început trebuie să vă mulțumim că ați venit la noi în vizită. Noi v-am așteptat, ne pare rău că am rămas mai puțin, dar o parte din copii a trebuit să plece acasă. Iar copiii în semn de mulțumire că ați venit, vor să vă colindă și să vă prezintă un program. Intrăm printre voi, da? Da! Da. Ok, sau voi apestecați-vă cu noi. Da! Da, așa! Inshallah, Maria.
caritate, de la Dumnezeu sperăm mai mult. Ne-am pregătit aici două cuvinte. Mulțumim că ați venit să fiți alături de noi în aceste minunate clipe unde o mână de oameni pe care îi vedeți, uniți de o pasiune comună, aerul curat și spiritul liber, încercăm să-i facem fericiți pe acești copii minunați. Am reușit să punem deoparte câțiva bănuți din fondurile noastre și sponsorizări, amintim ProEspon, Magnum Group. Am primit și donații, mânuțe și jucării de la prieteni, de la cunoștințe, colegi de muncă. Și iată ne ajungi la centrul de plasament din orașul nostru pentru a le oferi în dar acest lucru. Vrem ca acești copilași să simtă și ei bucuria sărbătorilor, pentru că și ei merită. După cum știți, din păcate, soarta nu a fost atât de darnică cu ei, de aceea noi ne-am gândit să le aducem astăzi un sort de fericire pe chipuri, iar satisfacția Asociației Raven Rider este bucuria de a dărui și speranța că putem cu toții face... Putem să facem cu toții gesturi sufletești, putem fi Moș Crăciun sau Moș Nicolae și pentru copii cu probleme aflați în case de copii, la tratamente în spitale specializate, dar și pentru copii proveniți din familii cu probleme. Campania noastră nu se oprește aici, săptămâna viitoare vom merge din nou cu darul și la Clubul Copiilor, apoi la Spitalul Municipal Mediaș, la copii internați în secția de contagioase. Pe viitor vom încerca să continuăm cu aceste acte de caritate, în limita posibilităților și sperăm noi să facem tot mai mulți copii fericiți. Vă mulțumim! Pentru că s-a deschis Sunt copii abandonați, sunt copii care au nevoie de călcări și de drag. Sunt copii care au nevoie să ne gândim măcar în drag de sănătoți la ei. Vă așteptăm în fiecare an și cu alte ocazii. Ei sunt dornici să fie implicați în acțiune și noi vă vrem să fie bine formată, înregată și